Marius Mane, consilier local al municipiului Deva și președinte al organizației locale AUR Deva, a declarat că la nivelul județului Hunedoara sunt multe probleme în ceea ce privește infrastructura, turismul, dar și sănătatea. În acest sens, el spune că va lupta alături de echipa sa pentru, citez, a aduce un plus de valoare județului nostru. Astfel, Alianța pentru Unirea Românilor Hunedoara a stabilit candidatul pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Hunedoara în persoana lui Marius Mane. Mulțumesc colegilor pentru nominalizare și pentru faptul că au avut încredere ca eu să candidez la această funcție de președinte al Consiliului Județean. Fac tot posibilul să nu dezamăgesc partidul și cetățenii în ceea ce va urma. Consider că prin experiența mea profesională voi aduce un aport consistent în Consiliul Județean. Sunt probleme multe legate de infrastructură, de turism, de probleme legate de sănătate, spitalele care sunt în curs de modernizare, și noi, prin proiectele care le vom prezenta în campania electorală, sperăm să aducem un plus acestui județ și oamenii să înțeleagă faptul că membrii AUR nu sunt doar cei care critică, sunt și persoane care pot construi și pot să aducă o plus valoare acestui județ.